Mama gemenilor din Ploiești, care au căzut pe geam în timp ce femeia era live pe Facebook, face mărturii șocante. Într-o declarație pentru Observator, femeia a recunoscut că a închis copiii singuri în cameră pentru a putea sta pe rețeaua de socializare, însă nu se consideră vinovată de nimic. Din contră, crede că prietena ei, care se afla în casă în acel moment, ar fi vinovată de moartea copiilor. Vă atenționez că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Am făcut un live. Nu cred că am stat mai mult de 10 minute pe live. N-am stat mai mult de 10 minute pe live. Măsuța era în coțul la geam. Și de atunci mi-am dat seama, copiii mei au căzut pe geam sau s-a întâmplat ceva. Copiii, da, mă, erau singuri în cameră. Când a venit poliția, eu am intrat în cameră, mi-a spus, să te vezi ce face copii. Când intru în cameră, că o văd, ziceam, mai satau aia, nu puteam să o ridic singură, decât doi bărbați o ridică, că era satea veche. Și unde era că salteau? Era dată jos din pat. Cum puteau copiii ăștia să mute salteau? N-aveau cum, asta nu pot, nu mese din cap, n-aveau cum. Că nu sunt vinovată cu nimic. Poliția m-a găsit nevinovată. N-a spus să stau liniștită, vine mâine dimineață și mă ia. Mă ia de aici, pentru că m-am venit poate multă lume. Vreau să stau tot timpul lângă mământurilor aici. Să mă duc mereu să-i văd.